Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Stimați ascultători, vă prezentăm programul Itinerar Biblic, inspirat din comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Adaptare și prezentare, pastor Sorin Covaci. Dragi ascultători, capitolul 6, unde am ajuns cu ajutorul Duhului Sfânt, este cel de-al doilea capitol ca lungime din Evanghelia după Marcu. Fidel stilului său, Marcu prezintă și aici acțiunile lui Isus cu o viteză impresionantă. Dar în primele 29 de versete este o perioadă de acalmie, o pauză în această activitate intensă a Domnului. Isus se întoarce la Nazaret. El îi trimite pe cei 12 să predice, și aceștia se întorc cu relatări despre ce au făcut. Apoi hrănește 5.000 de oameni, umblă pe apă și vindecă mai mulți oameni în ținutul Genazaretului. Capitolul se încheie în cele din urmă cu lucrarea lui Isus pe țărmurile Mării Galilei, în localitățile de pe malul vestic. Domnul Isus este extrem de popular la aceste date. Este la apogeul lucrării sale. Cu toate acestea, cei din locurile sale natale nu acceptau că el este altul decât cel pe care și-l aminteau ei. Să vedem, deci, ce relatează Marcu cu privire la aceste lucruri. Isus a plecat de acolo și s-a dus în patria lui. Ucenicii lui au mers după el. Când a venit ziua Sabatului, a început să învețe pe norod în sinagogă. Mulți, când îl auzeau, se mirau și ziceau: De unde are el aceste lucruri? Ce fel de înțelepciune este aceasta care a fost dată? Și cum se fac astfel de minuni prin mâinile lui? Nu este acesta Templarul, feciorul Mariei? Fratele lui Iacov, al lui Iose și al lui Iuda și al lui Simon, și nu sunt surorile lui aici între noi? Și găseau o pricină de potegnire în el. Evanghelistul Luca, în capitolul 4 al Evanghelei sale, redă și el acest episod, insistând și mai mult asupra modului în care cei din locurile natale l-au tratat pe Domnul. Comparând cele două relatări cu privire la acest incident, criticii spun că reflectă o contradicție a Bibliei. Ei susțin că cele două relatări se contrazic una pe alta. De fapt, noi avem relatări la două vizite făcute de Domnul Isus în Nazaretul Natal. El a venit de mai multe ori în Nazaret, dar acestea sunt singurele înregistrate în Noul Testament. Capitolul 4 din Evanghelia după Luca relatează cea din tâi a Domnului în Nazaret când a mers acolo singur. Nu a făcut nicio minune și a plecat brusc atunci când oamenii din sinagogă au încercat să-l omoare. În cea de-a doua vizită, despre care este vorba în capitolul 6 din Evanghelia după Marcu, îi găsim pe ucenici cu Domnul Isus de această dată. Tocmai de această dată, Isus a vindecat câțiva bolnavi și a rămas în această zonă mai mult timp. Putem spune acest lucru pe baza informațiilor din Evanghelia după Matei, capitolul 13, informație cuprinsă între versetele 53 și 58 și, de asemenea, din capitolul 6 din Evanghelia după Marcu, în ambele ocazii, Isus a intrat în sinagogă și a predicat, și de fiecare dată a fost respins de concetățenii săi. Așa că aici nu este niciun conflict, ci mai degrabă avem relatarea două vizite diferite făcute de Domnul Isus în orașul său natal. După prima plecare, el s-a dus la Capernaum, unde și-a stabilit cartierul general. De acolo însă a revenit în Nazaret pentru că dorea să atingă inimile oamenilor din locul acesta, locul unde se născuse. În primul verset din acest capitol 6 din Evanghelia după Marcu întâlnim expresia în patria lui, ceea ce este de fapt cetatea sa natală. Obiceiul Domnului Isus era ca oriunde s-ar fi aflat să meargă în sinagogă în ziua de sabat. El simțea nevoia să se închine lui Dumnezeu în acest fel, de asemenea, acesta este locul în care îi putea întâlni pe oamenii acelui ținut și le putea atinge inimile prin mesajul său. Învățătura lui îi uimea pe cei care îl cunoșteau. Cuvintele și lucrările sale, minunile înfăptuite de el, au provocat consternare în rândurile concetățenilor săi care au lansat tirul întrebărilor. Pur și simplu, ei nu credeau că Nazaretul putea da un om ca Isus. Sigur că emiteau această judecată uitându-se la ei înșiși, considerându-i pe toți locuitorii la fel. Nu vedeau cum ar putea să iasă un astfel de om din Nazaret. Prin urmare, nu aveau credință în unul de-al lor și nu aveau credință nici în ei înșiși. Acest fragment ne mai arată și faptul că Maria mai a avut și alți copii. Aceștia erau surorile și frații vitregea lui Isus, Cred că Iuda, cel menționat aici, este una și aceeași persoană cu autorul epistolei lui Iuda. În încheierea versetului 3 găsim această afirmație. Și găseau o pricină de potignire în el. Ei credeau că îl cunosc pe Isus și aceasta era, de fapt, piatra lor de potignire. Aici apare pericolul unei prea mari familiarități cu Domnul Isus. Aceasta era problema celor oameni. Ei credeau că îl cunosc pe Isus, când de fapt nu-l cunoșteau deloc. Îl văzuseră doar crescând în aceeași localitate cu ei. Poate chiar de aceea nu puteau să-l recunoască. Dar Isus l-a zis: Un proroc nu este disprețuit decât în patria lui, între rudele lui și în casa lui. Una din expresiile curente care este vehiculată des astăzi își are inspirația în acest verset. Ea sună cam așa: Un expert, este un tip obișnuit din alt oraș. Ne credem că oricine vine din afară știe mai multe decât noi. Se întâmplă de multe ori ca unii să fie mai bune aiurea decât acasă. Cert este însă că necredința celor oameni a împiedicat intervenția lui Dumnezeu în mijlocul lor. N-a putut să facă nicio minune acolo, ci doar și-a pus mâinile peste câțiva bolnavi și i-a vindecat. Și se mira de necredința lor. Acum, este un anumit aspect asupra căruia doresc să insist aici. Uitându-ne la acest verset 5 și auzind, de asemenea, afirmația că Dumnezeu nu a putut lucra în mijlocul lor, cineva ar putea să o considere drept falsă. Vedeți, aici este atins o problemă foarte importantă. Este vorba despre nivelul intervenției pe care o face Dumnezeu. Dumnezeu poate interveni în viața noastră și aduce anumite binecuvântări. Însă dacă nu avem credință și o viață închinată lui, el nu ne poate da adevăratele binecuvântări. Tot ceea ce relatează Marcu cu privire la această vizită a Domnului Isus este doar vindecarea unor bolnavi. Pentru ei, Domnul nu a fost mai mult decât un vraci cu putere de vindecare. Dragii mei, este un lucru pe care trebuie să-l reținem aici. Nu orice vindecare înseamnă că Dumnezeu a dat și iertare. Oamenii aceea, pe lângă vindecarea trupurilor lor, puteau obține și vindecarea sufletelor, iertarea păcatelor. O, de câte ori, credința noastră nu ne privează de adevăratele binecuvântări. Să învățăm din această lecție. Singura limită care se poate pune omnipotenței este necredința. Credința este singura cerință pentru eliberarea puterii lui Dumnezeu în procesul mântuirii. Capitolul 53 din Cartea Isaia, care ne dezvăluie planul măreț al mântuirii, începe astfel. Cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Cine a cunoscut brațul Domnului? Cine va crede mesajul Domnului? Dragul meu prieten, necredința oprește manifestarea totputerniciei lui Dumnezeu. Necredința izolează puterea lui Dumnezeu și o face inoperabilă în viața ta. Acesta a fost efectul în vremea lui Isus și este același și astăzi. Versetul 6 ne spune că Isus se mira, se minuna de necredința lor. Aceasta nu este singura ocazie în care ni se spune că Domnul Isus se miră de ceva. În Evanghelia după Matei, capitolul 8, versetul 10 găsim scris: Când a auzit Isus aceste vorbe, s-a minunat și a zis celor ce veneau după el: Adevărat vă spun că nici în Israel nu am găsit o credință așa de mare. El vorbea aici despre credința sutașului roman. Tot în versetul 6 aflăm că Isus mergea prin satele din prejur și învăța pe norod. Aceasta este o lecție demnă de urmat pentru lucrătorii creștini. Unii oameni angajați în lucrarea lui Dumnezeu nu vor să meargă să slujească în sate mici. Am sentimentul că Domnul nostru ne-a lăsat un exemplu aici, unde ne spune că mergea prin satele din prejur să predice. Imaginați-vă că Domnul Slavei, Fiul lui Dumnezeu, lucra în slujba Tatălui în cele mai mici sate care se aflau în drumul său. El ar fi putut oricând trimite veste la Roma și închirea Coloseumul pentru o adunare de mare amploare. Noi avem astăzi prea mulți oameni care suferă de megalomanie. Ei au nevoie să vadă în fața lor o mare de oameni. Dar adevărul este că toți avem nevoie să învățăm această lecție de la Isus. Îngăduiți-mi acum să vă povestesc o întâmplare care îl are ca protagonist special Scarfield, vestitul cercetător al scripturii. El a fost invitat să vorbească într-o biserică dintr-un orășel mai mic. Era o seară ploioasă, și la întâlnire au participat 25 de persoane. Tânărul predicator care făcuse invitația și-a cerut scuze față de Dr. Scofield pentru numărul mic de persoane care veniseră să-l asculte predicând. Dar acest om i-a replicat, Dragul meu, Domnul Isus a avut doar 12 membri în școala sa și tot atâția în congregația sa în cea mai mare parte a timpului. Dacă el a avut numai 12, oare cine sunt eu să mă plâng și să-mi doresc o mulțime de oameni? Iată un om care a învățat această lecție a umilinței. Dar Domnul Isus nu se oprește aici în Nazaret și continuă lucrarea sa. Atunci a chemat la sine pe cei 12 și a început să-i trimite doi câte doi, dându-le putere asupra duhurilor necurate. Domnul Isus îi trimite acum pe cei 12 ucenici cu mesajul pocăinței, același mesaj pe care îl vestea și el. I-a trimis doi câte doi, este interesant că nici Matei, nici Luca nu ne spun acest detaliu atunci când relatează același incident. Isus le-a dat putere asupra duhurilor necurate și aceasta era, se pare, cea mai mare putere pe care o puteau exercita. Dar ce le-a mai spus Domnul? Le-a poruncit să nu ia cu ei nimic pe drum decât un toiag, să n-aibă nici pâine, nici traistă, nici bani de aramă la brâu, să se încalțe cu sandale și să nu se îmbrace cu două haine. De ce o are o asemenea poruncă? Ucenicii trebuia să aibă cât mai puține bagaje la drum. Acesta arată că misiunea lor era urgentă, timpul era înaintat și nu trebuia să se bizuie decât pe Dumnezeu. Mai târziu vom descoperi că ucenicilor li s-a spus să ia aceste lucruri pentru că aveau de făcut o călătorie mult mai lungă. Matei arată foarte clar că, de data aceasta, ei trebuia să meargă doar la oile pierdute ale casei lui Israel și trebuia să accepte ospitalitatea celor cu care veneau în contact. Iată ce le spune Domnul. Apoi le-a zis, în orice casă veți intra, să rămâneți acolo până veți pleca din locul acela. Și dacă în vreun loc nu vă vor primi și nu vă vor asculta, să plecați de acolo și să scuturați îndată praful de sub picioarele voastre ca mărturie pentru ei. Adevărat vă spun că în ziua judecății va fi mai ușor pentru pământul Sodome și Gomorei decât pentru cetatea aceea. Aceasta este o călătorie cât se poate de serioasă și de solemnă. Lumina creează responsabilitate. A respinge harul lui Dumnezeu înseamnă a invita judecata lui. Și acest lucru este adevărat și astăzi. Ucenicii au plecat și au propovăduit pocăința, scoteau mulți dragi și ungeau cu un delemn pe mulți bolnavi și îi vindecau. Ucenicii au propovăduit mesajul pocăinței și minunile și semnele făcute de ei autentificau acest mesaj. Această trimitere s-a limitat, așa cum spuneam, de această dată la oile pierdute ale casei lui Israel. Acesta nu este modelul pentru vremea în care trăim noi. Pocăința este o componentă a mesajului Evangheliei, este conținută în porunca de a crede. Relatarea acestei trimiteri este mai lungă în Evanghelia după Matei și am vorbit despre ea atunci când am studiat această Evanghelie. Faima lui Isus s-a răspândit în toată regiunea aceea. Nu numai oamenii obișnuiți au auzit despre Isus, ci chiar și împăratul Irod. Însă observăm aici o reacție ciudată din partea lui Irod. Uciderea lui Ioan Botezătorul avusese loc cu ceva vreme în urmă. Cred că este relatat aici pentru a explica reacția neobișnuită și superstițioasă a lui Rod. Iată ce descriere ne oferă Marcu cu privire la Irod. Împăratul Irod a auzit vorbindu-se despre Isus, al cărui nume ajunsese vestit și a zis Ioan Botezătorul a înviat din morți și de aceea lucrează aceste puteri prin el. Alții ziceau, este Ilie, iar alții ziceau, este un proroc ca unul din proroci. Dar Irod, când a auzit lucrul acesta, zicea, Ioan acela căruia i-am tăiat capul a înviat din morți căci Irod însuși trimisese să prindă pe Ioan și îl legase în temniță din pricina Irodiadei, nevasta fratelui său Filip, pentru că o luase de nevastă. Și Ioan zicea lui Irod, nu ți este îngăduit să ții pe nevasta fratelui tău. de avea necaz pe Ioan și voia să-l omoare. Dar nu putea, căci Irod se temea de Ioan, fiindcă îl știa om neprihănit și sfânt. Îl ocrotea și când îl auzea, de multe ori sta în cumpănă, neștiind ce să facă, și l-a asculta cu plăcere. Vedem aici că acest om, Irod, era foarte superstițios. Dar trebuie să ținem seama și de faptul că existau la acea dată tot felul de păreri și reacții contradictorii ale oamenilor în legătură cu identitatea lui Isus. De fapt, și astăzi avem aceeași situație. Întâlnim păreri diferite la oameni diferiți, precum și explicații diferite cu privire la persoana, prezența și puterea Domnului Isus Hristos. Era multă confuzie printre oameni și în vremea aceea și lui Irod era în mod evident teamă de Domnul. Irod era înfricoșat. Uciderea lui Ioan Botezătorul avusese loc cu ceva timp înainte de acest moment al lucrării Domnului Hristos. Observați că Ioan a denunțat păcatul chiar și printre cei suspuși. El a învinuit pe Irod pentru relația cu Irodiada, soția fratelui său, acest fapt a umplut o demânie pe această femeie și a determinat-o să pună la cale moartea lui Ioan. Vedeți ce efect pot să aibă oamenii unii asupra altora. Dar l-a împiedicat Irodeadea pe Irod să se întoarcă la Dumnezeu? Să vedem. Totuși, a venit o zi cu bun prilej când Irod își prăznuia ziua nașterii și a dat un ospăț boierilor săi, mai marilor oastei și fruntașilor Galilei. Fata de a intrat la ospăț, a jucat și a plăcut lui Irod și oaspeților lui. Împăratul a zis fetei, cerem orice vrei și îți voi da. Irodedea i a cerut fiicei ei să danseze înaintea lui Irod pentru că știa foarte bine ce bărbat a femeiat și plin de pofte era. El a semnat fetei un cec în alb prin care aceasta a putea cere orice dorea. Apoi a adăugat cu jurământ, orice în vei cere îți voi da, fie și jumătate din împărăția mea. Fata a ieșit afară și a zis mamei sale, ce să cer? Și mama s-a -a răspuns, capul lui Ioan Botezătorul. Cruzimea acestei irodiade este uimitoare. Dacă am crezut că Irod este un om crud, încă n-am cunoscut-o pe această femeie. Ea s-a grăbit să vină în îndată la împărat și a făcut următoarea cerere. Vreau să-mi dai îndată, într-o farfurie, capul lui Ioan Botezătorul. Împăratul s-a întristat foarte mult, dar din pricina jurămintelor sale și din pricina oaspeților n-a vrut să zică nu. Aici este descoperit o altă slăbiciune a acestui om. Aflăm că lui Rod este teamă de ce ar putea spune sau gândi prietenii săi. El avea un simț al valorii distorsionat cu privire la ce înseamnă respectarea unui jurământ. A trimis îndată un ostaj de pază cu porunca de a aduce capul lui Ioan Botezătorul, Ostașul de pază s-a dus și a tăiat capul lui Ioan în temniță, l-a adus pe o farfurie, l-a dat fetei și fata l-a dat mamei sale. Aceasta este o crimă comisă cu sânge rege. Dragii mei, noi oamenii suntem în stare de așa ceva. În ciuda standardelor noastre înalte, standarde cu care ne împăunăm adesea, suntem capabili de astfel de lucruri. Suntem capabili de astfel de lucruri pentru că avem o natură coruptă, păcătoasă, la fel cu a Irodiadei și a lui Irod. Să vedem ce fac ucenicii lui Ioan. Ucenicii lui Ioan, când au auzit acest lucru, au venit de i-au ridicat trupul și l-au pus într-un mormânt. Marco revine acum cu povestirea la lucrarea Domnului Isus. Apostolii își prezintă primul raport. Și vă rog, observați absența detaliilor. Apostolii s-au adunat la Isus și au spus tot ce făcuseră și tot ce învățaseră pe oameni. Isus le-a zis, veniți singur la o parte într-un loc pustiu și odihniți-vă puțin. Căci erau mulți cei care veneau și se duceau și ei n-aveau vreme nici să mănânce. Este imposibil să înțelegem cât de ocupat era Domnul Isus și cât de mari erau presiunile exercitate asupra Lui prin cererile care îi se adresau. Și iată că, din timp în timp, El era nevoit să se retragă în locuri neumblate pentru a se putea odihni și pentru a oferi și ucenicilor săi un timp de odihnă. Dragii mei, este la fel și cu noi. Uneori trebuie să fim implicați în activitatea aceasta de propovăduire a împărăției lui Dumnezeu. Trebuie să fim oameni acțiuni. Alteori avem nevoie de liniște, de părtășie și pacea aceea pe care o găsim în meditație, în întâlnirea cu Dumnezeul nostru. Acum Marcu redă o altă întâmplare deosebită. Este vorba despre acea mulțire a pâinilor când Domnul Iisus Hristos hrănește o mulțime de 5.000 de oameni. Este un miracol, este un miracol despre care am mai discutat. Și vedem că Domnul Iisus Hristos îi implică din nou pe ucenici. Dragii mei, Dumnezeu este întotdeauna atent la nevoile noastre. Așa cum Domnul Iisus Hristos era plin de sensibilitate și era atent cu nevoile celor din jur, nevoi din cele mai diverse, Oameni care sufereau de diferite boli și el se apropia de ei pentru a le aduce vindecarea? Oameni care erau stăpâniți de diferiți demoni, de o autoritate diferită și Dumnezeu intervenea pentru a le aduce eliberarea? Oameni care sufereau de foame și iată l avem aici pe Domnul Isus Hristos, având grijă și de această nevoie a noastră. Dumnezeu se îngrijește de fiecare dintre noi. Indiferent care sunt nevoile noastre, el este plin de dragoste. El se apropie de noi și iată, ne oferă binecuvântarea sa cu atâta dragoste. S-o acceptăm, deci. Se încheie episodul produs și pus la dispoziție de Transol Radio România. Vă anunțăm că suntem interesați de efectele sale în viața dumneavoastră. De asemenea, că puteți solicita copii ale episoadelor în format MP3 sau materialele scrise în format electronic. Contactați-ne la telefonul 021-346-2468 sau prin e-mail la adresa radioarondtwr.ro. Vă mulțumim! Itinerar Biblic. Itinerar Biblic. Itinerar Biblic.